Stimați compatrioți, onorată asistență, astăzi ne-am întrunit pentru a comemora eroii căzuți în războiul de pe Nistru. Pe 19 iunie 1992, formațiunile separatiste, susținute de ostași din Armata a 14-a Federației Ruse, au declanșat o operațiune de amploare împotriva secției orășenești de poliție Tighina cu scopul de a o lichida. În urma punerii în aplicare a unui plan coordonat, mii de gardiști și cazaci au atacat comisariatul de poliție din oraș. Noaptea târziu, dinspre satul Varnița, au sosit forțe noi, formate din angajații Ministerului de Interne și voluntari. Printre aceștia, majoritatea erau pământeni de ai noștri din localitățile raionului Căușeni. O parte din ei sunt prezenți și la mitingul de astăzi. Au început cele mai sângeroase zile a războiului pentru apărarea independenței Republicii Moldova. Atacurile și invaziile secționistilor au determinat un exod în masă a populației civile din zona de conflict. Pe 21 iunie orașul era continuu bombardat de către separatiști. În ciuda acestor fapte, președintele rus acuză Moldova de agresiune, amenințând că armata rusă va fi obligată să riposteze. Până în dimineața zilei de 22 iunie, forțele moldovene au fost nevoite să se retragă. Lupte intense, de mai mică amploare, au continuat încă o lună, până la semnarea între Republica Moldova și Rusia Convenției cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova. În realitate, această convenție nu a dus la rezolvarea conflictului, ci la sprijinirea și supraviețuirea forțelor secționiste. Rusia nu a recunoscut niciodată că și-ar fi implicat trupele armate în fostele state sovietice, care și-au proclamat independența, dar evenimentele de atunci vorbesc despre implicarea directă a Rusiei, care n-a dorit nici pentru cel mai scurt timp să se dedică de titluri de stăpân pe teritoriul fostei Uniunii Sovietice și a organizat mereu zone de menținere a separatismului. Și astăzi, în țara vecină, Ucraina, sub pretextul de a-și apăra conaționalii săi, Federația Rusă, într-un mod barbar și agresiv, a început un război de ocupație și de separare a regiunilor ucrainene. Dacă Ucraina va ceda în fața agresorilor ruși, evident că va fi afectată și Republica Moldova. Regiunea transnistreană rămâne și până în prezent un factor destabilizator în dezvoltarea Republicii Moldova. Populația moldovnească, școlile de cupredare în limba română continuă să fie terorizate. Conducerea Republicii Moldova, cetățenii din partea dreaptă a Nistrului, permanent sunt șantajați și provocați. Totodată, într-o perioadă decisivă pentru țara noastră, și alte elemente separatiste, ca conducerea găuzii, formațiuni care se pretind a fi patrioții Moldovei, întreprind diferite acțiuni provocatoare pentru a împiedica integrarea Republicii Moldova în familia țărilor europene. Onorată asistență, în anul 1992, când independența și integritatea Republicii Moldova era în pericol, mii de voluntari, cetățenii raionului nostru, au dat dovadă de adevărat patriotism, au pus mâna pe arme și s-au ridicat la apărarea patriei. Mulți dintre ei și-au zdruncinit sănătatea, iar 52 s-au pierdut viața pentru a obține independența Republicii Moldova. Memoria luminoasă rămâne un model de slujire cu devotament patriei, obligând autoritățile publice, oamenii de bună credință, să aducă omagiu celor căzuți, să aibă grijă și susținere cuvenită familiilor îndurerate, să-i susțină prin toate mijloacele pe toți cei care au avut de suferit în urma agresiunilor militare a Rusiei, iar generațiile prezente și viitoare să păstreze veșnic amintiri despre acești eroi ai neamului. Mulțumesc! Stimați domnule președinte, mulțumați veterani, stimate doamne, domnișoare, stimați domni, acum 22 de ani a început un război nedrept
aici în Republica Moldova. Astăzi suntem aici să-i comemorăm pe cei care au căzut pentru țara noastră, pentru independența și integritatea teritorială a țării noastre. Suntem astăzi aici să le aducem cuvinte de recunoștință celor care cu curaj, cu demnitate, au stat la straja țării. Pentru ce au luptat cu frații noștri, cei mai buni dintre noi de altfel, noi urmează încă să realizăm. Prin ceea ce facem zi de zi, să construim o țară independentă, o țară suverană, o țară care asigură drepturi și libertăți cetățenilor săi, care asigură bunăstare. Este de datoria noastră ca prin ceea ce facem zi de zi să facem ca sacrificiul celor care au luptat să fie îndreptățit. Am venit aici să aduc cuvinte de mulțumire eroilor noștri, să fiu împreună cu domniile voastre pentru a-i comemora pe cei căzuți și pentru a spune că noi nu am uitat, că memoria în Republica Moldova este una vie, că noi știm ce avem să facem și prin muncă vom realiza idealurile pentru care au luptat cu frații noștri în acel război nedrept. Eu vreau să mulțumesc celor care an de an organizează această importantă adunare și vreau să mai spun că cei care își uită trecutul nu au cum să aibă viitor. Slavă eroilor, memorie veșnică celor căzuți. Un minut de reculegere pentru bravi ostași căzuți pe câmpul de luptă. Dragi camarați, onorată asistență, practic noi de fiecare dată, 19 iunie, începând cu anul 1992, ne adunăm aici în piața voluntarilor pentru a comemora eroii căzuți în acest război nedrept. 19 iunie, o zi foarte călduroasă din 92, care ne-a mobilizat pe toți să sărim în paza, în păstrarea integrității Republicii Moldova. Din raionul Căușeni, în vara anului 92, în războiul de pe Nistru, au fost mobilizați peste 3.860 de voluntari. 208 colaboratori de poliție, în jurul la 95 de angajați în organele Ministerului Apărării. Iată, aceasta a fost forța motrică a raionului Căușeni care a participat în acest război nedrept. Astăzi, la ziua de astăzi, în raionul Căușeni avem la evidență 2039 de voluntari, peste 120 de colaboratori de poliție participanți și în jurul la 60 foști militari. E clar că informația despre acei eroi căzuți în acest război, care a fost menționat și în decursul președintelui, 52 de familii care au rămas fără soț și astăzi suferă durerea și lipsa părinților, lipsa soților și susținerea materială și psihologică. Din păcate, nici până în ziua de azi,
nu este hotărâtă soarta acestor categorii de oameni. Doar dacă la aceste zile comemorative, din fondul local de susținere socială se acordă în jur la 1000 de lei la și alte măsuri de comemorare, însă care, ca aceste familii să aibă o susținere, adică financiară, de stat, nu există la moment. Doar văduvele celor căzuți care au atins vârsta de pensionare sau grad de invaliditate au un adaus la pensie, o alocație socială de 250 de lei. Dar iată, noi avem la ziua de astăzi undeva 22 de văduve care încă n-au atins vârsta de pensie și practic nu beneficiază absolut deloc nici de o copeică. Noi am înaintat prin intermediul Uniunii Veteranilor de Război, am înaintat conducerii țării și așteptăm poate că se vor uita și la această categorie de acele persoane care au suferit în acest război. Eu vreau să spun că, într-adevăr, războiul din 92 acum se confirmă încă o dată prin evenimentele din Ucraina, care a fost motivul acestui război și care sunt consecințele la noi și care sunt la Ucraina. Și vedeți cum pas cu pas, cum exact acest scenariu care a fost la noi în 92, blocarea căii ferate cu diferite domnișoare aduse de prin Rusia, cu organizarea celor otriadori de samoborone și așa mai departe, cu tancuri. Eu mă întreb pe mine și mă întreb pe dumneavoastră dacă e vorba de samoborone într-un sat, hârlețul, furca și coasa, dar nu cu tancuri, granatamioate și diferite rachete aruncătoare de diferite muniții militare. Asta încă o dată dă dovadă că noi în 92 n-am luptat cu frații de peste Nistru, dar am luptat cu armata rusă, cu acei bandiți trimiși de peste hotare. Stimați camarazi, onorat asistenți, astăzi noi ne-am adunat să comemorăm cinstea celor căzuți, eroilor căzuți. Și cred că de fiecare dată anual, noi așa și o să continuăm, această tradiție nu va rămâne uitată. La paralel cu acest meeting care se efectuează astăzi aici la nivel de raion, în localități tot sunt organizate meeting-uri de pomenire și de pune de flori la mormânt. Onorată asistență, au trecut 22 de ani de la momentul acela când noi împreună cu voluntarii, cu cei care au conștientizat fapta să apere interesele țărișoare noastre, Moldova, și o înțeles că este necesar numai prin cuvinte, dar și prin fapte, să apere integritatea și independența Republicii Moldova. Pe parcurs a zilelor celor din 92, noi, polițiștii, voluntarii, combatanții, împreună, cot la cot, am apărat interesele statului nostru. A trecut 22 de ani și scopurile asociației noastre este între cei ca permanent să ținem minte de fiecare familie, de fiecare veteran, ca viața lui să fie mai bună. Vreau să vă spun că în perioada asta s-a făcut foarte mult, dar este necesar ca să facem încă mai mult pentru aceia ca totuși să ajungem la fiecare voluntar, combatant, polițist, pentru aceia ca să ridicăm nivelul lui de viață și în toate momentele astea să fie în colaborare cu statul. Vă mulțumesc!